Vă spun un bun venit la un nou episod Apologia. Numele meu este Andrei Croitoru. În această serie de episoade am încercat să fac câte o analiză a unor porțiuni din predici sau unor doctrine pe care le găsim răspândite pretutindeni pe internet și scopul meu principal în această serie a fost ca să contribui câtuși de puțin la discernământul pe care Dumnezeu ne-l cere să-l avem atunci când interacționăm cu anumite învățături sau practici. În această apologie voi analiza predica intitulată ADN-ul credinței pentru ca oricine, predicată de Rea Brudan. Vă invit pentru început să ascultăm o secțiune din această predică și apoi să ascultați câteva comentarii pe marginea afirmațiilor făcute. Fiecare dintre noi va trebui să ne făurim cumva destinul. Care este destinul tău? Dragilor, oricum ați interpreta o asemenea afirmație, în orice context ați spune-o, și bineînțeles puteți urmări toată predica, în special ultimele 10 minute, ea este din temelie greșită. Noi nu ne făurim destinul. Noi suntem creaturile lui Dumnezeu, noi nu suntem autonomi, nu suntem independenți, noi nu ne făurim destinul. Dumnezeu este acela care făurește destinul oamenilor. Sfânta Scriptură este clară în privința aceasta, de aceea Scriptura vorbește despre alegere, despre rânduire, despre o hotărâre mai dinainte a lui Dumnezeu de a mântui omul. El făurește destinul. Dacă fratele cu adevărat crede ceea ce spune, ăsta este nu arminianism, nu semipelagianism, ci este pelagianism pur. Și pelagianismul este o erezie. Pelagianismul spune că noi avem puterea în noi înșine, bineînțeles, de la Dumnezeu prin creație, de a ne decide propriul nostru destin. Iar aceasta este o erezie. Eu nu cred că fratele crede lucrul acesta până la urmă, dacă ar fi pus într-o situație în care se răspunde la mai multe întrebări de clarificare. Însă să transmiți public asemenea idei este eronat, este greșit. În fiecare predică, în fiecare mesaj, se seamănă în mintea omului niște idei despre sine însuși, despre Dumnezeu. Și aceste idei, aceste două categorii de idei, două seturi de idei, vor influența felul în care noi ne raportăm la Dumnezeu și mai mult decât atât, vor influența mântuirea noastră. Este greșit să spui că tu îți făurești destinul. Noi nu ne făurim destinul. Dumnezeu este acela care ne făurește destinul. Asta spune Sfânta Scriptură, chiar dacă ne place sau nu ne place, chiar dacă ne zmerește, chiar dacă ne coboară în țărână, chiar dacă le înalță nespus pe Dumnezeu. Aceasta este realitatea biblică. Cuvântul oricine are o primă aplicație pentru oricine. Cuvântul oricine este o invitație la mântuire pentru toți oamenii, deci și pentru tine. Este eronat. Deci se citează, din câte înțeleg, din Ioan 3:16 și spune că cuvântul oricine are o aplicație pentru oricine, pentru toți oamenii, are o aplicație pentru tine. Este greșit. Greșit în mod fundamental. Este unul dintre cele mai cunoscute versete din Sfânta Scriptură și unul dintre cele mai prost înțelese versete din Sfânta Scriptură. Textul acela nu spune lucrul acesta. Textul nu spune că oricine. Nu spune așa textul. Citiți împreună cu mine textul. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede. Nu avem voie să rupem cuvântul crede de lângă oricine pentru că este o expresie. Nu poate fi despicată, nu poate fi ruptă. Este un prezent continuu. Oricine crede, oricine are credință în mod continuu. Cei care sunt găsiți crezând, da? Oricine este găsit crezând, toți cei care sunt credincioși, toți cei care cred în mod continuu. Nu se referă la oricine, ci se referă la oricine crede. Da? Oricine este toată populația Pământului, oricine crede este o parte din această populație a Pământului și Dumnezeu în Ioan 3:16 vorbește despre această parte din populația Pământului. Cei care cred, cei care cred. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să ascultați această predică și în special ultima secțiune și nu se pune deloc accent pe credință. Pe ce înseamnă credința? Care este natura credinței? Ce diferențiază credința adevărată de credința falsă? Deloc. Pur și simplu se scoate un cuvânt din întreg versetul, se speculează pe el, dar nu se explică ce înseamnă lucrul acesta. Pentru că scopul lui nu este să cheme oamenii la credință. Scopul lui, așa cum vom vedea, este să cheme oamenii la cu totul altceva. Scopul lui nu este să cheme oameni la credință, iar acest lucru este greșit. Este greșit când ai un text în fața ta care în mod clar vorbește despre oricine crede, tu să ignori
aspectul acesta fundamental din această expresie, da? Credința, și să vorbești despre cu totul altceva. Este fundamental greșit. Aceasta este chemarea mântuirii, chemarea Evangheliei. Este să credem în Domnul Iisus Hristos, să ne bazăm doar pe El, să depindem de El, să capitulăm, să cedăm, să ne prăbușim la picioarele Lui și să depindem doar de El. Asta este credința. Nu oricine. Oricine crede va fi mântuit. Oricine crede nu va fi condamnat. Oricine crede va fi iertat. Oricine crede are viața veșnică. Nu oricine. Oricine crede. Oricine crede. Este o observație simplă, o observație pe care trebuie să o poată face și un copil. Și avem predicatori, evangheliști, avem o grămadă de oameni care se ridică la amvon, se ridică la amvoane și transmit cu totul și cu totul alte idei decât această idee simplă care este găsită în acest pasaj. Această idee care este conținută în pasajul Scripturii. Este trist lucrul acesta. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, spune Petru, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Cuvântul oricine are o aplicație foarte concretă și tulburătoare pentru tine. Este o invitație la mântuire, la a-ți croi destinul. Este prima decizie pentru destinul tău veșnic. Să te împaci cu Dumnezeu. Apoi se citează acest text din 2 Petru capitolul 3, versetul 9, unde avem câteva propoziții pe care trebuie să le înțelegem împreună, da? Ele nu sunt o chemare evanghelistică. Ele se adresează credincioșilor. Haideți să citim textul. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, este o categorie, cei necredincioși, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Cine sunt voi ăștia? Acești voi, această categorie, sunt cei credincioși cărora le scrie Petru, da? Citiți introducerea cărții 1 Petru, 2 Petru, ca să înțelegem despre cine se vorbește. 2 Petru, capitolul 1, spune felul următor, versetul 1. Către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Despre ei vorbește, despre credincioși. Și spune Scriptura că Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi, pentru oamenii aceștia, și dorește ca niciunul să nu piară. Niciunul dintre cine? Păi vorbește despre categoria voi. Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru voi și nu dorește ca niciunul din acești voi să piară, ci toți din acești voi să vină la pocăință. Există această categorie a celor aleși de Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a hotărât din veșnicie să fie a Lui și Dumnezeu nu vrea ca niciunul din aceștia să piară, ci toți dintre aceștia să vină la pocăință. Și de aceea spune Scriptura în locul acesta că există o aparentă întârziere a împlinirii făgăduinței lui Dumnezeu, dar pentru că la Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi, nu există de fapt nicio întârziere. Vedeți, textul vorbește despre cei care ajung să fie credincioși. Textul nu vorbește despre necredincioși. Pasajul acesta este scris unor credincioși. Nu este un text evanghelistic. Nu este un text evanghelistic. Textul acesta nu spune oricine. Nu spune oricine. Și haideți să fim atenți. Textul acesta, până la urma urmei, introduce acest concept foarte important al pocăinței. La fel ca Ioan 3:16, care introduce condiția credinței, pentru că oricine crede, la fel textul acesta spune, dorește ca toți să vină la pocăință. Așadar, Dumnezeu dorește ca omul să fie mântuit prin pocăință. Da? Dumnezeu dorește mântuirea celor care se pocăiesc. Da? Asta spune textul din 2 Petru capitolul 3. Fratele nu spune nimic, nici de credință, nici de pocăință. Aceasta este convertirea biblică, nu există altă convertire, nu există altă cale a mântuirii. Orice altceva am inventat noi, nu există altă cale a mântuirii. Și vedeți, abuzul care enorm care se face din nou în această secțiune când se spune tu îți croiești, tu îți făurești destinul. Scriptura nu spune așa. Scriptura spune că Dumnezeu ne-a ales din veșnicie, că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, că El dăruiește credința, că El dăruiește pocăința. 2 Timotei 2 spune că Dumnezeu dă pocăința. Robul Domnului trebuie să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, le va dărui pocăința. Destinul nostru este făurit de Dumnezeu. El ne dă și voința și înfăptuirea. Filipeni capitolul 2. El lucrează în noi orice dorință de bunătate și orice faptă izvorâtă din credință. 2 Tesaloniceni capitolul 1. Dumnezeu ne făurește destin, nu noi îl făurim. Este o eroare fundamentală, este o greșeală fundamentală să transmiți o asemenea idee omului, că el este la cârma propriului său destin. Dumnezeu este, nu omul. Asta este o evanghelie centrată în om. Asta este o evanghelie care înalță pe om. Aceasta este o evanghelie care ignoră căderea omului în păcat. Aceasta este o evanghelie care
îndepărtează omul de o convingere puternică pe care trebuie să o aibă cu privire la propria păcătoșenie, cu privire la monstruozitatea, gravitatea păcatelor sale și ofensa pe care i-a adus-o lui Dumnezeu. Și ignoră ceea ce Dumnezeu a spus clar despre calea mântuirii, despre condițiile mântuirii. Este greșit lucrul acesta, să împingi oamenii în direcția aceasta. Haideți să ascultăm o altă afirmație. Când auzi Evanghelia, ești responsabil pentru decizia pe care o iei cu privire la Iisus. Acest lucru este adevărat, noi suntem responsabili. Dar vedeți, de cele mai multe ori oamenii fac o legătură greșită între responsabilitatea noastră și puterea noastră. De ce se face o legătură greșită? Pentru că noi, deși suntem responsabili să ne pocăim și să credem în Domnul Iisus Hristos, datorită căderii noastre în păcat, nu putem să facem ceea ce Dumnezeu ne poruncește. Și de aceea, deși Dumnezeu ne poruncește să facem un lucru și noi suntem responsabili, responsabilitatea arătată prin porunca lui Dumnezeu, totuși căderea noastră în păcat ne-a rupt această putere a noastră de a ne întoarce la Dumnezeu. A scos din noi această putere de a fi în părtășie cu Dumnezeu, de a-L iubi pe Dumnezeu. De aceea este nevoie de o răscumpărare din partea lui Dumnezeu, de o intervenție din partea lui Dumnezeu. Și uitați-vă cum se face legătura falsă între responsabilitatea noastră și puterea noastră. Dumnezeu îți spune înainte alegerea între viață și moarte și mai spune El cum face și în fața poporului său. Iată, îți spune înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și nu se oprește aici Dumnezeu? Asta e partea frumoasă. Că nu este egal ce faci tu. Ți le pune în față pe amândouă. Dar știți cum continuă versetul? Alege viața ca să trăiești. Ți le pune înainte. Oricine este o invitație la mântuire pentru tine. Viața și moartea. Și Dumnezeu spune, alege viața. Alege viața ca să trăiești. Alege binecuvântarea ca să-ți meargă bine în veșnicie. Observați, se preia un text care în mod clar se referă la poporul Israel care face parte din înnoirea legământului pe care Dumnezeu îl are cu poporul Israel, vechiul legământ. Niciodată pasajul acela nu este citat de Domnul Iisus Hristos sau de apostol în niciun context și cu atât mai puțin în vreun context evanghelistic. Chemarea în evanghelizare a fost să ne pocăim și să credem, nu să alegem viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Nu aceasta a fost chemarea. Și de ce spun lucrul acesta? Spun lucrul acesta din următorul motiv. Această chemare a lui Dumnezeu a fost chemarea pe care Dumnezeu a dat-o poporului Israel sau a făcut-o poporului Israel la întemeierea vechiului legământ. Și vechiul legământ cu legea pe care Dumnezeu a dat-o poporului Israel ca și constituția vechiului legământ a fost modalitatea lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a arătat căderea omului în păcat, depravarea omului, stricăciunea omului, neputința omului, incapacitatea, inabilitatea omului. Este fundamental eronat să iei un text care a fost scris ca să demonstreze neputința noastră de a împlini legea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, alege astăzi cui vrei să slujești. Alege astăzi viața, alege astăzi binecuvântarea. Împliniți legea și veți trăi. Ce a făcut poporul Israel? Păi în sute de ani asta ni s-a demonstrat că ei au ales păcatul. De ce? Că erau păcătoși. Ei au ales blestemul. De ce? Că erau păcătoși. Ei au ales moartea. De ce? Că erau păcătoși. Asta a încercat Dumnezeu să demonstreze prin lege. Legea aduce deplina cunoștință a păcatului. Legea stârnește cele pofte noi și ne face să călcăm legea. Legea este bună, dar firea noastră este rea. Noi suntem păcătoși. Izbăvirea noastră din păcat nu se face prin alegere. Prin o alegere persoana pe care eu o fac. Trebuie să aleg. Eu nu voi face niciodată lucrul acesta. De aceea Scriptura vorbește despre noul legământ. Da? Fratele a citat din vechiul legământ, despre chemarea din vechiul legământ. Scriptura vorbește despre noul legământ în cu totul și cu totul alți termeni. Ia auziți ce spune Scriptura. Iată legământul pe care voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune, Dumnezeu, legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Și adaugă și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Citiți Evrei capitolul 9, citiți Evrei capitolul 10, citiți Evrei capitolul 8 care vorbesc. Capitolul care vorbesc despre noul legământ, Dumnezeu intervine, Dumnezeu scrie legea Lui în inimile noastre, Dumnezeu pune frica Lui în inimile noastre ca să nu ne depărtăm niciodată de El. Găsim lucrul acesta scris foarte clar cu privire la noul legământ. La noul legământ nu mai găsim această invitație, această chemare, alegeți astăzi. De ce? Pentru că omul alege prost întotdeauna și este nevoie de Dumnezeu care vine să transforme inima omului pentru ca el să aleagă bine.
Uitați ce spune Scriptura. Voi încheia cu ei un legământ veșnic, că nu mă voi întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine, ca să nu se depărteze de mine. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. El se asigură de împlinirea condițiilor legământului. Ăsta este nou legământ. Foarte grav. Foarte, foarte grav. Avem o abandonare a stipulațiilor, a condițiilor noului legământ și o trecere din nou la vechiul legământ. Niște chemări preluate din vechiul legământ și atribuite în contextul noului legământ și este greșit. În vechiul legământ omul a fost pus să aleagă și omul a falimentat. În noul legământ Dumnezeu este acela care alege, Dumnezeu este acela care intervine, Dumnezeu este acela care lucrează, care mântuiește. De aceea toată gloria se duce la Dumnezeu și diferența între cele două legăminte este fundamentală și este aceasta. În vechiul omul trebuie să aleagă și falimentează, în noul Dumnezeu alege, Dumnezeu face legământ, Dumnezeu mântuiește, Dumnezeu eliberează și El niciodată nu falimentează. Acesta este noul legământ. Nu alege astăzi cui vrei să slujești. Nu alege astăzi viața. Pentru că omul nu va face lucrul acesta. Haideți să ascultăm altă afirmație. Dacă pe frontispiciul împărăției lui Dumnezeu ar fi un banner mare, mare, mare ce l-am putea vedea, eu cred că asta ar scrie Dumnezeu acolo. Ar scrie și ne-ar scrie. Nu ești nici prea rău ca să poți intra, nici prea bun ca să-ți poți permite să stai afară. Cerul duce politica lui oricine. Nu ești prea rău ca să poți intra în împărăția mea, spune Dumnezeu. Și întâlnesc atâția care cred că sunt prea răi pentru un mântuitor. I-aud spunându-mi, am păcătuit atât de mult și de urât încât nimeni nu mă mai poate ierta, nici chiar Dumnezeu. Vezi, presupoziția de la care se pornește, nu ești prea rău ca să poți intra. Ba da, suntem prea răi. Domnul Iisus spune că este cu neputință la oameni ca să își croiască singur calea mântuirii, ca să vină la Dumnezeu. De aceea este nevoie de lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre, de nașterea din nou, de înviere spirituală, de recreere, este nevoie de a primi pocăință, de a primi credință de la Dumnezeu. Este nevoie ca El să ne deschidă inima, să ne străpungă inima, să ne scoată inima de piatră, să ne dea o inimă de carne. Ba da, suntem prea răi pentru cer. Un singur păcat al nostru l-ar face pe Dumnezeu să-și reverse mânia peste noi o veșnicie. Suntem prea răi, dar miracolul este că Iisus Hristos a stat în locul nostru și a plătit pentru păcatele tuturor păcătoșilor care vor pune vreodată credința în El și se vor întoarce la El cu pocăință. Și apoi spune că nu suntem nici prea buni ca să nu avem nevoie de cer. Noi nu suntem deloc buni. Premiza este că am avea totuși o bunătate, dar nu suficientă. Fals! Nu avem nicio bunătate care să conteze înaintea lui Dumnezeu. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3. Niciunul măcar. Niciunul măcar. Și repete refrenul acesta pentru a ne convinge de păcătășenia noastră. Pentru a ne convinge de faptul că nu există nici măcar o faptă bună pe care să o facem și care să fie privită de Dumnezeu în felul acesta. De ce? Pentru că noi le facem în dependență de Dumnezeu, pentru că noi le facem după voia lui Dumnezeu, pentru că noi le facem din dragoste de Dumnezeu, pentru că noi le facem pentru gloria lui Dumnezeu. Nu există fapte bune făcute de oameni fără Dumnezeu. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Tot ce este bun în noi este pus de Dumnezeu după momentul în care suntem mântuiți. După momentul mântuirii noastre. Noi am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune. Restul ce a fost făcut înainte este greșit, este spurcat, este murdar, este nelegiuit, este respins în totalitate de Dumnezeu. Premizele de la care se pornește în această chemare, premizele sunt greșite. Și din nou spun, este un mod în care fură de la oameni această ocazie, oportunitate extraordinară de a-și simți păcătoșenia, de a se simți străpunși de Duhul Sfânt datorită păcatului lor. Cum să convingă Duhul Sfânt niște oameni de păcatul lor când li se spune, domne, sunteți buni, dar nu suficient de buni pentru împărăția lui Dumnezeu? Cum să convingă Duhul Sfânt pe oameni cu un asemenea mesaj? Nu o va face niciodată. Acolo vor fi decizii omenești, lucrarea omenească. Cuvântul preferat al lui Dumnezeu este astăzi. Invitația la mântuire este astăzi, este pentru astăzi, nu pentru mâine. Și El primește pe oricine, orice statut ar avea, oricâte păcate ar fi făcut, dacă se hotărăște astăzi. Din nou aveți aceeași eroare, Dumnezeu primește pe oricine, oricâte păcate ar avea. Nu, Dumnezeu nu primește pe oricine oricâte păcate ar avea. Și dacă ar avea un singur păcat, Dumnezeu nu îl primește. Dumnezeu primește pe cei care vin la Hristos. Dumnezeu primește pe cei care se pocăiesc. Dumnezeu primește pe cei care se încred în El. Da.
Dumnezeu pe oamenii aceștia îi primește. Să asculți o chemare de 10 minute în care nu se spune deloc lucrul acesta este fundamental greșit. Esențial greșit. Asta nu este chemarea Evangheliei. Nu este chemarea Evangheliei. Dumnezeu nu-și forțează intrarea niciodată. Nu-și o forțează. El este suveran. Dar nu se folosește de dreptul acesta. El invită. Și cuvântul oricine te invită și pe tine. Vezi? Aici e partea poate cea mai tragică pentru mine. Dumnezeu este suveran, dar nu forțează. Oare ce înseamnă pentru voi forțat? L-a forțat Dumnezeu oare pe Apostolul Pavel să se pocăiască? Oare Dumnezeu a cerut voie acelor oameni de la cincizecime care au auzit Evanghelia să fie străpunși în inimă? Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, dă pocăința ca să avem viață. Dumnezeu dă credința, Dumnezeu dă mântuirea, Dumnezeu deschide inima, străpunge inima. Dumnezeu luminează, Dumnezeu convinge, Dumnezeu cercetează. Această lucrare puternică a lui Dumnezeu este o lucrare pe care El o face în suveranitatea Lui, fără să ne ceară voie. Nicăieri în Biblie nu vedeți că Dumnezeu își cere voie omului să-L cerceteze, să-L lumineze, să-L convingă de păcat, să-i deschide inima, să-i schimbe inima, să-l aducă la viață. Nu-i cere voie. Nu-i cere voie. Niciunuia Dumnezeu nu a cerut voie. Dumnezeu nu stă cu oferta și spune, vă invit, dar dacă voi nu vreți să veniți. Nu, Scriptura spune că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Poruncește, nu-i doar invită, nu doar le face oferta, El le poruncește. Le face promisiuni, le dă avertizări, îi amenință și le poruncește să se pocăiască. Acesta este modul în care trebuie să-L prezentăm pe Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu suveran, creatorul întregului pământ, care stăpânește tot pământul. Acesta este Dumnezeu. El are dreptul și face lucrul acesta. El poruncește, nu doar invită. Și mai mult decât atât, Dumnezeu intervine în ființele noastre, în noi înșine și ne îndreaptă voințele către El. Ne luminează mintea. El ne încarcă cu sentimente profunde de convingere de păcat. Și nu ne cere voie să facă lucrul acesta. El nu ne cere voie să facă lucrul acesta. Și da, Dumnezeu într-un sens nu forțează, dar Dumnezeu are un mod tainic de a lucra. Într-o asemenea măsură face El lucrarea aceasta încât El fără să te forțeze te duce unde vrea El. Fără să te forțeze. Poate te deranjează cuvântul acesta. Poate te deranjează cuvântul acesta. Dar este un mod greșit de a vorbi despre Dumnezeu. De ce? Dumnezeu nu este o persoană fizică cum suntem noi, ca noi să simțim o forță fizică asupra noastră când Dumnezeu începe să lucreze în noi. El este o persoană infinită. El este invizibil. El este supranatural. El lucrează miraculos. El este Duh și El lucrează în ființele noastre și ne modifică și ne transformă și ne eliberează și ne vindecă și ne prelucrează în fel și chip fără ca noi să simțim că ne-ar forța. El este infinit în orice privință și El poate să lucreze în noi într-o asemenea măsură încât noi să ne întoarcem la El chiar dacă n-am vrut să facem lucrul acesta fără să simțim că ne-a forțat. Acesta este Dumnezeu. El poate să ne îndrepte inimile către El. El poate să ne elibereze inimile fără să ne ceară voie. Și asta vedem în toată Sfânta Scriptură. Asta vedem în toată Sfânta Scriptură. Este o chemare evanghelistică care nu are nici o temelie în Sfânta Scriptură. Și chemarea mea pentru voi este să ascultați aceste chemări, să ascultați aceste predici, să le analizați, să le studiați și să ne întoarcem cu toții la ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Să ne întoarcem la Evanghelia Sfintei Scripturi, la chemările Sfintei Scripturi, care sunt chemări la pocăință, la credință, chemări care le înalță pe Dumnezeu, chemări care arată puterea lui Hristos și puterea Duhului Sfânt de a lucra, de a elibera, de a mântui, de a naște din nou, de a da pocăință, de a da credință. Și în niciun fel nu înalță omul. Ceea ce îi se cere omului este să se lepede de sine însuși, să cedeze, să capituleze, să se prăbușească la picioarele lui Hristos, să se arunce spre Hristos, să-L îmbrățișeze pe Domnul Iisus Hristos, nu să facă alegeri. Nu este omul în poziția de a face alegeri. Nu este omul în poziția de a decide. El nu poate să facă lucrul ăsta. El este neputincios. Și asta trebuie făcut pentru om. Pentru om trebuie făcută această lucrare de convingere. Vă mulțumesc că ați ascultat această apologie. Vă invit să le ascultați și pe celelalte și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă dea discernământ în ascultarea acestor mesaje și acestor lucruri care ne bombardează din toate părțile și care, din păcate, duc foarte mulți oameni în înșelare și rătăcire.